Prezența, în primul rând, este prima conferință în calitate de antrenor principal al domnului Balint la Petrolul. După cum bine știți, dânsul a preluat banca tehnică a echipei noastre, conducerea băncii tehnice la începutul acestei săptămâni. Am să las pentru început să vă spună câteva gânduri legate de venirea domniei sale aici, apoi vom întrebările voastre și, bineînțeles, vom vorbi și despre meciul de la Cluj. Domnul profesor. Bună ziua tuturor! Mă bucur tare mult să fiu în fața dumneavoastră în această calitate de antrenor la Petrolul. Cred că știu perfect ce înseamnă această poziție la acest club și în acest moment. Știu că nu este un moment ușor, pentru că nu e așa, dacă ar fi fost toate bune și frumoase, nu s-ar fi ajuns la o schimbare de antrenor în mijlocul campionatului sau, mă rog, pe parcursul campionatului. Știu perfect ce înseamnă un asemenea moment. E clar că există o responsabilitate și o oarecare presiune, dar le-am spus-o și băieților și vă spun și dumneavoastră. Personal, cred că presiunea e un privilegiu, pentru că de aia ne-am apucat de fotbal, de aia suntem în această meserie, să jucăm și să activăm la un nivel cât mai înalt și, bineînțeles, în momentul în care ești la un nivel cât mai înalt, există presiune, mai ales la cluburi importante precum Petrolul. Dar trebuie să știm să gestionăm această presiune și, mai presus de toate, trebuie să facem tot ce ține de noi, tot ce este omenește posibil, să pregătim cât se poate de bine meciul de la Cluj. Pentru că este un meci important, punctele puse în joc cântăresc foarte greu, evoluăm în fața unui adversar foarte dificil și trebuie să facem tot ce ține de noi ca să ne întoarcem la Ploiești cu un rezultat bun. Din punctul meu de vedere, un rezultat bun îl reprezintă doar o victorie. Nu luați în calcul și un punct? Acum nu. Noi am pregătit jocul de o manieră care să ne permită să sperăm la câștigarea tuturor punctelor puse în joc. Bineînțeles că jucăm în fața unui adversar foarte bun. O demonstrează forma lor, o demonstrează componența lor, experiența domnului Sabău. Practic tot ce se întâmplă acolo arată către acest detaliu că este o echipă foarte bună din play-out și nu numai din play-out, din punctul meu de vedere și din întreg sau întreaga componența Superligii, dar bineînțeles, parcursul jocului poate să ne aducă într-o situație în care să spunem la finalul meciului că suntem mulțumiți cu un punct, dar mesajul meu este clar, mergem acolo să facem tot ce ține de noi ca să câștigăm partida. Greșesc dacă vă întreb, ați văzut ultimele 10 meciuri ale Petrolului? Am văzut toate meciurile Petrolului, bineînțeles, dar e clar că am analizat foarte bine ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Petrolul, pentru că era firesc, era normal. Eu, împreună cu colegii mei din staff, repet, e clar că schimbarea de antrenor pe parcursul campionatului se produce din cauza anumitor probleme de ordin sportiv. Încercăm să remediem ce putem să remediem într-un interval foarte scurt. E important să văd reacție din partea jucătorilor. Eu, cumva, cu gândul ăsta am intrat prima oară în vestiarul Petrolului. Le-am explicat băieților că viața, în general, ne pune de foarte multe ori în situații grele și e foarte importantă reacția noastră. În primul rând, reacția noastră ca bărbați și apoi, pentru că activăm la un club important, un club cu suporteri, un club care își dorește mult mai mult. E importantă reacția noastră într-un moment dificil precum acesta, în primul rând din punct de vedere sportiv, să avem o exprimare cât mai bună, cât mai coerentă. Atitudinea va conta foarte mult, pentru că, din punctul meu de vedere, o victorie obținută, o eventuală victorie obținută la Cluj, se va obține foarte mult cu atitudine bună, cu sufletul, cu implicarea tuturor jucătorilor care vor evolua și, bineînțeles, disciplina tactică. Sunt niște principii clare pe care le-am expus jucătorilor, le-au înțeles, mă bucură tare mult reacția lor pe parcursul acestei săptămâni, dar trebuie transpusă și la meciul de sâmbătă seară. Ce nu mă întâmplă acum despre ce abordare tactică veți avea? Veți încerca să păstrați stilul acesta mai prudent, care Petrolul a primit puține goluri și a câștigat destul de puncte. Sau veniți și cu noutățile dumneavoastră?
când am zis stilul prudent, cu excepția ultimelor două etape. Vă dați seama că schimbări radicale într-un timp foarte scurt este foarte greu să fie implementate. E normal, fiecare antrenor are propria filozofie, propria gândire, propriile principii. E clar că s-au făcut și lucruri bune, pentru că exact cum a spus și dumneavoastră, au fost obținute multe puncte cu abordări tactice, nu știu dacă neapărat prudent, eficiente, haideți să spunem așa, pragmatice, dar eficiente, pentru că până la urmă nu cred că există o rețetă perfectă în fotbal. Rețeta perfectă este cea care îți aduce puncte și îți aduce victorii și îți aduce trofee până la urmă. Eu sper să văd la băieți, v-am spus, reacție. Din punct de vedere tactic, este clar că trebuie să fim disciplinați, este clar că evoluăm în fața unei echipe care are forță ofensivă, are jucători capabili să dezechilibreze, capabili de execuții și jucăm în fața unei echipe care primește destul de greu gol. Dar eu sunt foarte încrezător, eu vă spun sincer, pentru că avem jucători cu calitate. Eu zic că potențialul lotului Petrolului în acest moment este mai mare, să nu spun mult mai mare, dar mai mare decât o arată poziția în clasament. Și cum am spus-o și băieților, trebuie să ne uităm doar în sus, pentru că o eventuală victorie la Cluj ne duce aproape de o Cluj și putem spera chiar să ne gândim la primele două locuri, chiar dacă știu că nu trebuie să ne gândim foarte departe, dar îmi doresc să ne luptăm acolo pentru locurile fruntașe din play-off. Când o să vedem Petrolul marca agresivare? Integru. Probabil după ce o să treacă și o perioadă de pregătire. Repet, într-un timp foarte scurt, câteva zile, e clar că sunt idei pe care le-am transmis foarte clar, cel puțin în ceea ce privește abordarea, spiritul echipei, spiritul individual, atitudinea, vreau să fim agresivi, vreau să avem intensitate în tot ceea ce facem. Este clar că vor fi momente și momente, dar cel puțin în ceea ce privește, nu știu, principiile mele și ale staff-ului meu, trebuie să treacă o anumită perioadă pentru a se vedea evident. Ați reușit să identificați deja un călcâie al lui Ahile la echipa noastră? Și dacă l-am identificat, vă dați seama că n-o să-l expun aici. Este clar că fiecare echipă, inclusiv Petrolul, are și puncte forte, are și vulnerabilități. Asta este o evidență. Noi vom încerca să ne expunem cât mai puțin vulnerabilitățile, vom încerca să reglăm cât se poate de mult din problemele care au fost cel puțin în ultima perioadă, pentru că ați subliniat-o și dumneavoastră, în ultima perioadă au fost anumite probleme care, din păcate, au dus la modificarea antrenorului și la o situație, să spunem, nu neapărat mai delicată, dar o situație pe care cred că nu și-o dorește nimeni. Și atunci trebuie să facem tot posibilul să fim eficienți, să fim pragmatici, să încercăm să fim umili, pentru că umilința asta de multe ori ne aduce în ipostaza de a culege roadele unei munci colective și sper să ne bucurăm la finalul meciului de la Cluj. Venind în aceste momente mai dificile, mai delicate la Petrolul, și dacă veți avea rezultate, ar putea fi un moment bun pentru noastră în carieră? De relansare, că zic. Eu am spus-o chiar din prima zi în care am venit aici. Cred că pentru orice antrenor să antreneze la Petrolul este o oportunitate, pentru că Petrolul este un club important, cu tradiție, cu fani, cu trofee câștigate. Deci din punctul acesta de vedere nu cred că există discuție. Da, e clar, e un moment dificil, nu e cazul să insistăm pe acest aspect, important este să ne concentrăm pe găsirea de soluții în așa fel încât să putem să ne bucurăm în primul rând sâmbătă și apoi și la finalul sezonului. Moralul grupului, atmosfera din vestiar după eșecul usturător din ultima etapă, cum le-ați găsit și dacă ați lucrat și la capitolul categorii. În primul rând la capitolul ăsta am lucrat, pentru că nu este ușor să treci ca sportiv, ca fotbalist, peste un moment precum cel care a fost în weekendul precedent aici pe Ilie Oană, dar
repet, zilele acestea care am fost împreună cu băieții, în care am lucrat împreună, au scos în evidență faptul că reacția lor, cel puțin în ceea ce privește procesul de antrenament, receptivitatea lor, modul în care s-au implicat în absolut tot ce a însemnat proces de antrenament și nu numai, chiar și la interacțiunea personală, toate acestea îmi dau foarte mare încredere. E clar că luni, în momentul în care am intrat în vestiar, erau destul de multe capete plecate și firesc. Cred că îmi dați dreptate pentru că, repet, nu este ușor să treci peste un asemenea moment cu zâmbetul pe buze, cel puțin. Dar reacția lor, cel puțin zilele acestea, a fost foarte bună și încercăm să o transpunem și către o reacție foarte bună și la meciul oficial, pentru că până la urmă acolo contează cu adevărat. Singura ofertă oficială pe care am primit-o de la conducerea Petrolului a fost duminică, pentru că luni s-a semnat contractul. Știți cum e? Speculații de presă au fost tot timpul. Dacă vă uitați așa un pic retroactiv și studiați presa în ultimul an de când am fost liber de contract, au fost foarte multe speculații, cel puțin legate de numele meu și alte echipe care au schimbat antrenori la momentele respective. Eu am avut discuții inclusiv cu echipe din străinătate, însă vă spun ceva, eu am un crez așa în viață, nimic nu este întâmplător. Și dacă viața, Dumnezeu, divinitatea a făcut în așa fel încât în acest moment să ajungă antrenor la Petrolul, înseamnă că așa trebuia să se întâmple. Sper să fie de bun augur, în primul rând pentru club, pentru echipă, pentru suporteri, pentru că aici e importantă modalitatea prin care băieții vor recepta această schimbare de antrenor, această modificare și să transpunem totul cu energie pozitivă, cu motivație, cu determinare, cu ambiție, să transpunem într-o evoluție care să ne permită să sperăm la câștigarea meciului de la Cluj. Deci a fost o negociere blitz, adică duminică v-a contactat și luni a semnat? Da, eu am o relație bună cu Marian și cred că știți, de ceva vreme, ne cunoaștem de foarte multă vreme, încă din perioada în care eu evoluam la Unirea Urziceni. Am avut discuții, vă dați seama, duminică, mi s-a explicat situația un pic mai în detaliu, pentru că, ok, v-am spus, am urmărit tot ce a însemnat fotbal românesc și nu numai în această perioadă în care am fost acasă. Vă dați seama că inclusiv meciurile Petrolului, deci știam detaliile pe care le poți înțelege și aprecia la nivelul telespectatorului, însă e clar că în momentul în care am intrat un pic în amănunte a fost cu totul altceva. Nu a trebuit să negociem foarte mult, pentru că v-am spus, am și o relație specială cu Marian și până la urmă am considerat că e o oportunitate pentru mine să fiu antrenorul Petrolului, chiar dacă este și o provocare profesională, pentru că ați sublinia și dumneavoastră, este un moment dificil, dar mie îmi plac provocările și sper să iasă totul bine. Despre staful cu care lucrați, ce ne putea spune? Da, am venit împreună cu băieții cu care am colaborat și la UTA, în precedentul mandat, mai puțin antrenorul cu portari, care i-a rămas Cătălin Grigore. Cătălin Grigore, la fel, pe care îl cunosc de 18 ani, din 2006, de când, 2007, pardon, 17, de când evoluam împreună la Urziceni. Avem o relație personală foarte bună și sunt convins că și din punct de vedere profesional vom colabora foarte bine. Deci, stafful care a fost mai puțin Ștefanul Durabă, mă refer la Florin Stângă, Laurențiu Marinescu și Cătălin Grigore, au rămas. Plus băieții cu care am venit eu, mă refer la Alin Pânzaru și Cezar Zanfir ca antrenori secunzi și Radu Alexandru ca preparator fizic. Este un staff destul de numeros, dar cu atât mai bine, pentru că putem să ne împărțim foarte bine sarcinile din toate punctele de vedere și să ajutăm cu absolut tot ce putem să ajutăm grupul de jucători, în așa fel încât să progreseze și din punct de vedere colectiv și din punct de vedere individual. Discursul pe care îl aveți este al unui antrenor calm, echilibrat. Spuneți-mi cum faceți când sunteți transformați. Încerc să rămân pe cât posibil calm și echilibrat, pentru că atunci putem să fim și lucizi și să găsim și cele mai bune soluții. Dar este adevărat, sunt și momente când sunt un pic mai temperamental, dar în proporție foarte mare să știți că
asta este maniera mea și asta încerc să transmit și echipei, să fim motivați, să fim ambițioși, să fim determinați, dar să facem totul cu echilibru. Pentru că eu așa consider, echilibru este extrem de important, atât în viață cât și în fotbal. Sunteți un antrenor scump? Nu cred. La ce vă referiți? Partea financiară nu a contat. Într-adevăr, sunt detalii importante, dar până acest moment, credeți-mă că partea financiară nu a contat. Știu perfect, sau mă rog, cred că înțeleg mesajul dumneavoastră. Altele sunt mai importante. Acum să încercăm să funcționăm cât mai bine cu toată lumea. Și aici mă refer la absolut tot ce înseamnă club. Conducerea administrativă, staff medical, staff tehnic și, bineînțeles, jucători, să funcționăm foarte bine, să fim uniți, pentru că, din experiența proprie, vă spun, în momentul în care toată lumea a fost unită și toată lumea a mers așa pe un mesaj unitar, s-au obținut și rezultate, și chiar rezultate bune. Eu mă refer la perioada în care am promovat cu UTA, în condiții nu tocmai ușoare, mă refer și la infrastructură și la alte condiții, toată lumea a fost în aceeași barcă, așa cum se spune, și a vâslit în aceeași direcție. Și ați văzut, în condițiile în care a intervenit pandemia, au fost foarte multe dificultăți și pentru societate, dar și pentru fotbal, atunci s-a reușit o performanță cu adevărat notabilă, în condițiile în care era, cred, o competiție extrem de echilibrată, inclusiv Petrolul a fost în acel play-off de promovare. Și pentru mine e foarte important această noțiune de unitate și de solidaritate în momentul în care vrem să obținem niște obiective importante. Nu vreau să folosesc cuvinte mari și nu vreau să credeți că, nu știu, vorbesc în sloganuri, dar pur și simplu sunt niște idei în care cred foarte tare și de aia le împărtășesc cu dumneavoastră. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima ar fi, cum vedeți relația cu suporterii? Eu sunt convins că o să fie o relație normală, civilizată. Eu sunt deschis dialogului. Ce vreau să transmit suporterilor este că sunt aici în fața dumneavoastră și, bineînțeles, în fața tuturor celor care iubesc Petrolul și urmăresc Petrolul, ca să fac tot ce îmi stă în putință și să sacrific fiecare strop din toată energia mea, să fac în așa fel încât să fie bine pentru Petrolul, să fac să fie rezultate. Deci am venit cu mare entuziasm și cu foarte mare motivație să muncesc de dimineață până la a doua zi dimineață, dacă este necesar. Împreună cu colegii mei din staff suntem toți extrem de dispuși la muncă, să facem absolut tot ce ține de noi ca să fie rezultate, pentru că atunci când sunt rezultate și suporterii sunt fericiți. Pe de altă parte, nu este un proces în care să pocnim din degete și să apară totul peste noapte. În general, ca să faci lucrurile, nu știu, și să clădești o casă, durează, trebuie să începi cu fundația și așa mai departe. Dar asta vreau să transmit suporterilor, că eu voi face absolut tot ce depinde de mine și voi sacrifica fiecare minut din zi, dacă este necesar, pentru ca munca mea să fie cât se poate de eficientă. Și a doua, de ună zi a fost publicat un interviu cu Cafelul, în care povestea, la un moment dat, îmi permis să citesc, e fraza finală, trebuie să fii atent să tratezi pe toată lumea în mod egal și să nu te temi de vedeta echipei. Eu aici la Petrolul n-aș numi vedeta, aș numi jucător cu personalitate. Cum gestionați această relație cu jucătorii cu personalitate? Este posibil să fi greșit cumva în trecut în gestionarea acestei relații? Din greșeli învățăm. Mă gândesc că și la Craiova poate că v-a lucrat, cum se spune, pe ghilimele cineva. Nu. Nu vreau să mă gândesc la... Știți, există o declarație a lui Ducadam, obținută de el, probabil, cu siguranță, are altă sursă decât noi, care spune că ați avut o atitudine arogantă față de jucători. Deci, în ce context? În ce context? Demiterea de la Craiova. Demiterea de la Craiova? Da. Eu respect opinia domnului Ducadam, dar îmi pare rău, nu știu dacă mai găsesc mesajele jucătorilor de la Craiova în momentul în care am plecat, pentru că v-aș fi citit câteva dintre ele, dar s-a petrecut cu ceva timp în urmă și ar lua ceva timp să găsesc mesajele respective.
Eu inclusiv în acest moment, nu neapărat că țin legătura frecvent, dar am o relație de respect reciproc cu foarte mulți dintre jucătorii de acolo. Ne felicităm cu anumite ocazii, bineînțeles. Deci, sub nicio formă, nu consider că am fost în vreun fel arogant în relația cu grupul sau cu anumiti jucători. Și legat de ce spuneți dumneavoastră, cum abordez relația cu jucătorii cu personalitate, la fel ca cu fiecare alt jucător din vestiar. Pentru că, din punctul meu de vedere, fiecare jucător care intră în vestiarul Petrolului este la fel de important, indiferent că are 16-17 ani sau, nu știu, 30 de ani și 300 de meciuri la nivelul ligii întâi. Bineînțeles, experiența contează foarte mult, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem aici în slujba Petrolului și a spiritului Petrolului și trebuie să facem tot ce ține de noi, ei ca jucători, eu ca antrenor, în așa fel încât să obținem rezultate. Și eu am o relație foarte bună cu jucătorii, sunt genul de antrenor care își dorește să comunice, vreau să le înțeleg problemele, vreau să clarificăm absolut tot ce este de clarificat, bineînțeles sub aceste auspicii ale respectului reciproc și ale disciplinei, pentru că altfel nu putem să fim eficienți și nu putem să facem lucrurile să funcționeze. Dacă nu mă înșel, ați colaborat cu Hanca atunci. Sigur, și cu Hanca și cu Paul Parc. Domnul Valint, care este obiectivul trasat de conducerea clubului pentru actuala ediție de campionat și mai departe, care este obiectivul prevăzut și asumat, presupun și de către dumneavoastră, pentru următoarea ediție de campionat? Vă dați seama că în acest moment este clar că cred că jumătate din echipele angrenate în acest play-out se gândesc să se scuture de aceste emoții ale unei eventuale retrogradări. Și atunci trebuie să fim ancorați și noi în realitate. Ne dorim să facem în așa fel încât să nu avem emoții, să avem liniște pe acest final de campionat și să abordăm următorul sezon din perspectiva unei echipe participante în Superliga. Deci e clar că nu putem să ne gândim la altceva în acest moment. Bineînțeles că din vară ne dorim să devenim mai puternici, ne dorim să ne întărim din toate punctele de vedere, adică eu în primul rând aici mă refer la această, nu știu, mentalitate, cu toate că mentalitatea este greu de schimbat, dar vreau să ne uităm numai sus, vreau să încercăm să ne gândim și să ne fixăm niște obiective care să ne sperie, să fie atât de importante încât să ne sperie. Eu mă întreb pentru că la începutul campionatului conducerea clubului a stabilit ca și obiectiv o poziție în clasament superioară celei de anul trecut. Asta însemnând, în condițiile actuale, locul 7. Pe de altă parte, din ce știm noi, nu s-a aplicat pentru licența UEFA, astfel încât nu știu în ce măsură, în negocierile dumneavoastră cu conducerea clubului, s-a mai pus problema unei atacări a unor poziții fruntașe ale play-out-ului. De asta vă întreb, sau e suficientă doar salvarea de la retrogradare? Aici aș face așa o paralelă cu discuția legată de dacă ne-am mulțumit cu un punct. Vedeți cum se schimbă lucrurile pe parcursul unui meci și apoi și pe parcursul unui campionat. Pentru că dacă stăm să analizăm un pic, la un moment dat, inclusiv Faru, din postura de echipă campioană, a avut emoții în ceea ce privește calificarea în play-off. Adică sunt momente și momente și eu cred că în acest moment, în această situație, noi trebuie să fim corecți cu noi, corecți cu realitatea și să ne gândim că un final de sezon în care să fim scutiți de emoții ar fi un obiectiv realist. Că ne dorim locul 7, vă spun sincer că asta le-am transmis și băieților, să ne uităm acolo la lucrurile fruntașe și v-am împărtășit și dumneavoastră această idee. Dar trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și din punctul meu de vedere, cel mai greu și cel mai important meci pentru noi este următorul. Și de aia, cumva, în acest moment, concentrarea noastră este 100% pe ce avem de făcut ca să iasă bine la meciul de la Cluj. Le-a spus băieților în vestiar cum să vă apeleze? N-am treburi de genul ăsta. Vrei să zică tot ce e timp? Nu contează. Sunt copiii mai mici care îmi spun domn profesor. Adică, e pentru mine, respectul, le-am spus și vă spun și dumneavoastră, nu constă neapărat în modalitatea de apelare. Respectul este cum ne comportăm unul față de celălalt și pentru ei, ca să-mi arate mie respect, în primul rând trebuie să se respecte pe ei înșiși și să-și respecte meseria. Pentru că atunci arăți respect antrenorului, atunci arăți respect staff-ului, atunci arăți respect suporterilor. În momentul în care tu, când intri pe terenul de antrenament sau pe terenul de joc oficial, îți respecti meseria, te respecti pe tine, atunci automat transmiți acest lucru către toată lumea. Cine va fi capitanul echipei la Cluj?
Vedem, încă nu am decis. Eu v-am spus, nu sunt aici să fac schimbări radicale. Pe lângă toate acestea, vă dați seama că sunt multe din situații, din lucruri, din detalii pe care, la nivel de informație, cel puțin încerc să le asimilez din mai multe părți, bineînțeles din club. E o discuție pe care o avem, dar o să vedeți la momentul respectiv. Era zbun politician. Da, am și eu două întrebări, domnul Bani, sigur. Unu, cum vedeți relația noastră cu presa locală, care e altă mâncare de pește față de presa de la București? Ok. Și doi, pe ce post joacă băiatul nostru Eric? Relația cu presa locală o să fie întotdeauna o relație cât se poate de deschisă, bineînțeles în condițiile în care se lucrează la un club profesionist. Avem alături un ofițer de presă, majoritatea lucrurilor trec prin dânsul și eu am deschidere maximă, sper să avem o comunicare cât se poate de bună și cât se poate de eficientă. Înțeleg meseria dumneavoastră și o respect și credeți-mă că o să fac tot ce îmi stă în putință ca să colaborăm și să comunicăm cât se poate de eficient. Legat de băiatul meu, da, chiar dacă acum trece printr-o perioadă un pic mai dificilă, pentru că din păcate s-a operat de apendicită acum 3 săptămâni, dar eu mă bucur tare mult că e foarte ambițios și își dorește să mă depășească, cel puțin la nivel de carieră de jucător profesionist, foarte ambițios, joacă pe posturi asemănătoare cu cele pe care am jucat eu, fundaș lateral sau mijlocaș defensiv. Și îmi doresc, cine știe, poate odată și odată, poate o să ajungă și el să evolueze pe Ilie Oana din postura de jucător al Petrolului, cine știe. Până să veniți la Petrol, unde v-ați simțit împlinit ca antrenor din toate punctele de vedere? Da, aici știți cum e. Am făcut, spre exemplu, alegeri cu sufletul în viață, în general, care s-au demonstrat a nu fi foarte bune. Și cred că trebuie să delimităm ca profesioniști treaba asta de unde m-am simțit cel mai bine și știți unde m-am simțit cel mai bine, unde au fost rezultate. Pentru că atunci când sunt rezultate, atunci ai și împlinirea profesională și vin toate, v-am spus, vin și aprecierile, vin momentele de liniște și absolut tot. Adică cred că ăsta este cel mai bun răspuns pe care pot să vi-l dau. Unde sunt rezultate, e clar că există și împlinire profesională. Știți că anul ăsta este anul centenar? Da. Ce gânduri aveți? Vă dați seama că... Știu că este un an important pentru club. Eu nu sunt aici să fac niciun fel de promisiune, dar ce pot să garantez este că o să muncesc atât cât pot eu de mult și de bine ca să încercăm să facem lumea fericită. Mai puteți spune în ce tablou va prezenta Marian Copilu echipa de club? Ați spus că au fost discuții... Vă dați seama că altul decât cel la care ați văzut dumneavoastră. Nu, realitatea, pur și simplu realitatea. Vă dați seama că pentru mine e important să știu toate detaliile și legate de facilități și legate de absolut tot ce înseamnă activitate din punct de vedere sportiv, pentru că asta mă interesează ca antrenor. Și e clar că s-a discutat realitatea, e clar că în momentul în care sunt aici lucrurile au fost acceptate de ambele părți, adică tocmai de aia spun că sper să fie totul la un nivel de eficiență cât se poate de ridicat în tot ceea ce privește activitatea de la club. Să lămurim un pic, să lămurim. Să fie plătiți? Cum? Aș cerut ca jucătorii să fie plătiți la club. A fost o cerință? Se fac eforturi și știți și dumneavoastră, ok, e o realitate, o știți, dar se fac eforturi din toate punctele de vedere, să știți că din toate punctele de vedere se fac eforturi, pentru că, din păcate, în acest moment ne antrenăm ba acolo, ba dincolo, dar să știți că se fac eforturi fantastice și cel puțin în săptămâna asta chiar am avut la dispoziție terenuri foarte bune. Ne-am antrenat luni pe Ilie Oană, marți, miercuri, Mogoșoaia, Buftea, astăzi și chiar vreau să-i mulțumesc pe această cale de Daniel Chiriță, ne-am antrenat la baza lui, un teren foarte bun. Deci se fac eforturi ca jucătorii să beneficieze de cele mai bune condiții raportate la context. Bineînțeles că și eu m-aș fi bucurat să am o bază, că tot m-ați întrebat de Craiova, la fel cum are Universitatea Craiova. Sper
sper să trăim cu toții în momentul în care Petrolul va avea la dispoziție o bază, măcar, nu știu, măcar la jumătate din nivelul celei de la Craiova, pentru că sunt lucruri importante, dar sunt lucruri acceptate și sunt convins că gestionate cât se poate de bine. Să lămurim problema cu tabloul despre care vorbea colegul. Culoarea de pe chenar este albă, neagră, roz, verde? Este o culoare normală pentru acest context. N-aș putea să vă spun roz, verde, nu aș vrea să fac astfel de metafore. Da, sub nicio formă nu este neagră, nici măcar gri. Eu vreau să vă spun că legat de tablou și de prima mea impresie, eu vreau să vă spun că sunt foarte plăcut surprins de implicarea jucătorilor și de calitatea lor, pentru că sunt jucători cu calitate care cred eu că pot evolua la un nivel mult mai bun. Și asta este treaba mea, bineînțeles, și treaba staffului meu, să încercăm să le ridicăm nivelul, în primul rând din punct de vedere colectiv, dar apoi și individual, și sper să se întâmple treaba asta cât se poate de repede. Domnul Mare, și noi, într-o fel, suntem surprinși și în partea cealaltă, de modul cum s-au prezentat cu Voluntari. Și cu Dima. Probabil că și ei sunt surprinși, dar vedeți că așa este fotbalul. Până la urmă sunt momente și momente. Probabil că ați trăit și momente în care ați fost surprinși foarte plăcut de maniera în care s-a prezentat echipa. Nu știu, la anumite meciuri în care poate jucătorii au evoluat foarte bine, peste așteptări, să zic. Sunt momente și momente. Important este că tot vorbeam de echilibru. Important este ca toată lumea să rămână echilibrată, să nu funcționăm așa dintr-o extremă în alta, și să vedem ce avem de făcut pe termen scurt în aceste 6 etape și după aia, bineînțeles, pe termen mediu, pentru că va trebui să ne gândim cumva și la tot ce înseamnă strategie pe termen mediu, dar v-am spus, important e să le luăm pas cu pas. Știu că aveți un câine mare și vă gândiți să vă lași un câine lung? Am 3 câini, să știți. Am 3 câini de 3 mărimi diferite, să spunem, un câine mare, un câine mediu și un câine foarte mic. Și să știți că cel mediu este un metis de lup. Nu este lup pentru că pur și simplu l-am luat de pe stradă. Suntem, eu și familia mea, suntem iubitori de câini. Și e clar că are genă de lup. Apropo la ce spuneați dumneavoastră de lup. A spus mai devreme că fiecare antrenor are... Ruby este fetiță. A spus mai devreme că fiecare antrenor are filozofia lui și suntem total de acord cu treaba asta. Filozofia dumneavoastră se încadrează în cea a unui antrenor cu profil ofensiv sau un profil mai degrabă defensiv? Cred că toți antrenorii ar vrea să joace un fotbal spectacol și, nu știu, să aibă 20 de ocazii pe repriză. Ca seară și a luată seară. Exact. Asta vreau să vă spun. Noi, ca antrenori, în primul rând trebuie să ne adaptăm. Eu cred că asta este calitatea de bază, sau asta ar trebui să fie calitatea de bază a unui antrenor, adaptabilitate. Să te adaptezi la lotul de jucători, să te adaptezi la absolut tot ce înseamnă club, tot ce înseamnă suporter, tot ce înseamnă identitatea clubului până la urmă. Echilibru cred că este foarte important. Degeaba vrem să atacăm dacă nu știm să ne apărăm și degeaba încercăm să ne apărăm dacă nu știm să atacăm. Adică trebuie să fim cumva atenți pe fiecare detaliu din tot ce înseamnă parte tactică în jocul de fotbal, pentru că scopul este să câștigi meciurile. Asta ne dorim cu toții, inclusiv adversarii noștri. Și atunci trebuie să fim foarte atenți în momentul în care ne apărăm, dar trebuie să avem și să antrenăm și metodele prin care putem să punem sub presiune apărarea adversă, să încercăm să înscriem goluri prin care să câștigăm meciurile. Cum ați trăit meciurile din... Da, vă dați seama că a fost un adevărat spectacol, adică vorbim de cu totul altceva, de fotbaliști de cel mai înalt nivel, ceva extraordinar. A fost un spectacol grandios, aș putea spune, dar să știți că le-am văzut așa, cu un ochi, pentru că am fost foarte prins cu multe din lucrurile pe care am fost obligați împreună cu colegii din staff să le facem ca să pregătim cât se poate de bine meciul de la Cluj, dar e clar că acolo vorbim de altceva, vorbim de un cu totul alt nivel. Din echipele care au jucat favorit? Țineți cu Inter Milano. Și cu Inter, dar îmi place foarte mult Carlo Ancelotti. Și automat urmăresc destul de aproape Real.
Am încercat în perioada asta să citesc cât mai mult. Am citit cartea lui Carlo Ancelotti, Leadership Tăcut, am citit și cartea lui Mourinho, deci încerc să văd un pic cum gândesc antrenorii, cu toate că nu poți să-ți dai seama citind o carte, dar e clar, un antrenor de succes precum Carlo Ancelotti poate și trebuie să fie un model pentru foarte mulți antrenori care își doresc să realizeze lucruri importante în cariera de antrenor. În discuția cu Marian Copilu ați înțeles că undeva în vară, la trecerea fericită în noul sezon, veți avea parte și de 1, 2, 3 jucători noi? N-am discutat încă, dar vă dați seama că e firesc, pentru că în absolut orice... Adică să vină în filozofia dumneavoastră. În orice moment, în acest moment, vă dați seama că toți jucătorii care sunt în vestiar sunt foarte importanți pentru ce ne dorim pentru aceste 6 etape. Mai departe, vedem ce este nevoie, dar o luăm în ordinea priorităților. Prioritatea numărul 1 în acest moment este meciul de la Cluj și apoi, să spunem așa, o prioritate în subsidiară, o prioritate secundară, este să facem în așa fel încât să trecem peste aceste 6 meciuri fără să avem foarte mari emoții. Asta îmi doresc și sunt convins că putem să realizăm împreună cu băieții acest obiectiv și apoi, bineînțeles, partea care în primul rând cade în sarcina conducerii, rămâne după ce se va realiza acest obiectiv, rămâne să discutăm și despre acest lucru. Este exclus să vină cineva acum? Nu. Până la terminarea campionatului? Nu, nici nu s-a pus problema. Nici nu ar fi foarte greu. Vă dați seama, gândiți-vă la program. Adică noi acum mergem la Cluj, după care, într-adevăr, avem o săptămână, să spunem, un pic mai lungă, pentru că jucăm următorul meci luni. Dar după aia avem intermediar, adică lucrurile se succed destul de rapid și în primul rând trebuie să fim extrem de eficienți în absolut tot ce facem, ca proces de antrenament, ca recuperarea jucătorilor după meciuri, după antrenamente. Am discutat și cu colegii din staful medical, deci sper ca toate lucrurile să se desfășoare într-o manieră cât se poate de eficientă. Există indisponibilități pentru Cluj, în afară de cele care, adică nu. Senico pe care... Da, exact, cel care, din păcate, are parte de o accidentare destul de urâtă și mai are de tras un pic. Știți acum, după nume, după porecle, după... Normal. Da? Știa și înainte. Și înainte, exact. Baftă! Doamne ajută, vă mulțumesc!